plătească impozite. Nu poți să clădești un impozit, un buget local adunate de la populație, care sunt niște impozite mici, și de la agenții economici, care sunt atât de mici în județul Mehedinți că de-abia îi mai vedem. Și să ai un buget și singura buclă care, să zic așa, care a fost pe creștere, a fost atâta vreme cât s-au pompat bani dinspre București, înspre județul Mehedinți. O să se perinde, începe campania electorală și se vor perinda pe aici. Inclusiv eu sunt nominalizat în a fi candidat. V-am explicat mai devreme și v-am spus cinstit. Nu ne aparține decizia. Decizia aparține Comisiei Naționale. Conducerii centrale, da. Da, așa. După data de 21, după ce va fi Comisia Națională, o să știu. Se vor perinda candidații pe aici și toți vor spune atragerea de fonduri europene. Până să atragi un fond european ai nevoie de un studiu de fezabilitate. Ne place sau nu ne place? Că se strică atâția bani pe studii de fezabilitate. Dar studiile de fezabilitate sunt obligatorii și avem nevoie de cofinanțare. Da, domnul președinte, pentru că dumneavoastră, acum pot să vă zic, domnul președinte, vă că rog. Sunteți președintele organizației municipale. Ale. Așa este. Dumneavoastră ați adus discuția, nu eu. Vă rog. În perioada 2008-2012 au fost atrase foarte multe fonduri europene. Aici pentru că au fost bani, pentru că au fost bani pentru cofinanțare. Unul la mână, doi la mână. Da, au da, fost... Și s-a muncit la făcutul proiectului. Au fost atrase și pot să muncească, și din nou poate asta, pot să muncească și de 100 de ori. Ai nevoie să ai informația ce trebuie să depui și când trebuie să depui. Da, îmi pare corect. Rău. Da. Da, corect, corect. Dacă cineva vine și spune că nu este așa, credeți-mă, da, așa este. Spuneți cam câte proiecte s-au scris în perioada 2012-2016 la Consiliul Județean, ca să nu intrăm și la primărie, unde vă spun eu că nu s-a scris niciun. Ba da, au fost scrise câteva, dar foarte mici. Și nu mă puneți să enumerez. Vă... Deci la județ îmi spuneți? La județ. Au fost scrise câteva, dar sunt foarte mici. Sunt proiecte foarte mici. Nu a mai fost accesat niciun proiect de anvergură. Da. Bă, Doamne, v-am spus asta și în campanie electorală. Nu am avut nicio problemă să vă spun acest lucru. Și acum așteptați cu încordare să vedeți rezultatul de la nu, București. Nu, sunt chiar foarte relaxat. Nu aștept cu absolut niciun fel. Cine mai este de la partidul dumneavoastră pus pe listele astea supuse analizei conducerii centrale a partidului? Domnul deputat Viorel Palașcă, domnul doctor Ovidiu Gheorghe, doamna vicepreședintă a Consiliului Județean Renata Nanciu și subsemnatul. Atât? Da. Aceștia am fost validați într-o adunare județeană. V-ați dori să candidați? Atâta vreme cât mi-am exprimat, că doar nu credeți că m-a forțat cineva. Nu v-a forțat nimeni. Atâta vreme cât mi-am exprimat la Consiliul Județean singur, mi-am exprimat singur disponibilitatea da. De a fi candidat. Și da. Pe cât începe campania electorală? Pe 11? Precampania a început. Din punctul meu de vedere, în momentul ăsta sunt în precampanie. O să vedem dacă voi fi și candidat sau nu. Și chiar dacă nu voi fi candidat, voi fi prezent în acest studio, dacă mă invitați, să-mi susțin colegii. A, păi asta nu depinde nici de mine, nici de dumneavoastră. Dar de cine depinde? Dacă partidul dumneavoastră va depune la timp cererea de timp de antenă. A, da. Pentru că altfel mie, de exemplu, mie îmi place să stau de vorbă cu dumneavoastră și să vă invit aici, și cu dumneavoastră, și cu doctorul Ovidiu Gheorghe. Dar... Și nu știu pe cine ați mai zis că mai aveți candidați, pe domnul Palașcă și pe... Doamna Renata Naciu. Renata Naciu, da, vicepreședinte a Consiliului Județean. Va fi cumplit, deși eu știu, chiar dacă nu vă exprimați dumneavoastră, chiar dacă nu vreți să recunoașteți, așa, că scandalul ăsta de PSD vă convine, pentru că automat veți putea cere sprijinul unor primari și unor nemulțumiți de PSD, că îi
corect și e firesc să căutați aliați într-o campanie electorală. Dar asta înseamnă campania electorală. Identificarea de oameni militanți care să te susțină. Deci nu spunem nimic ilegal. Asta este campania electorală. Și prezentarea proiectelor. Și ar fi mult mai drăguț și dacă... Iar cu prezentarea proiectelor vă spun eu că e omul alege mai puțin, prea puțin sunt, mai ales electoratul mehedințean, prea puțin este atent la proiecte. Adică de cele mai multe ori alege toată omul. Prezentarea asta, oferta asta electorală e vorba în vânt până la urmă. Alege omul. Credeți-mă. Alege omul sau... Da. Altă dată alegea mititelul și berea. Chermeza cu lăutai, nu mai faceți de-astea, nu? Nici măcar nu mai sunt legale și nici nu s-au mai făcut. Dar am înțeles că unii lideri politici o să serbeze ziua de naștere, așa. La mulți ani, succesiv, dacă au zilele lor... Ziua de naștere, ziua numelui, vedeți dumneavoastră, că avem și Andrei și Nicolae. Dacă și... au ziua în perioada campaniei electorale, le urez de pe acum la mulți ani. Dar, de exemplu, dacă aveți... E ziua... un tertip care, dacă credeți-mă... Nu dacă aveți ziua, de exemplu, nu știu, pe 25 noiembrie, în plină campanie sunt electorală... Sunt mai născut. Nu, nu, dar dacă ați avea, ipotetic vorbind, da, și invitați tot Severinul la o chermeză de-asta cu lăutari. În mai, unde... în mai era, în mai, în luna mai, eram în plină campanie electorală. Și nu ați făcut. Mi-am serbat ziua? Nu, 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 dar am spus ipotetic, dacă chemați tot orașul, puteți, vă oprește cineva să chemați tot orașul la ziua dumneavoastră? Da. Eu cred că și nu se strângă niciun slogan politic, nu se face nicio chestie de asta. Da, nu cred că este normal. Și eu sunt convins că dacă s-ar întâmpla așa ceva, contracandidații, oricare dintre candidații ar face acest lucru, contracandidații ar taxa. Ar folosi momentul și ar taxa. Și nu știu dacă cât de bine i-ar face candidatului respectiv să facă lucrul acesta. Spun sincer. În acest moment vă luptați cu centrala personală de încălție. La domiciliu, da? Asta arăți un secret și îl spus că arăți la toată lumea. Asta da, este, eu m-am educat să spun, nu să țin secrete. Da. Deci vă luptați cu chestia asta, dar de ce credeți că rețeaua de termoficare a orașului nu ne va asigura căldura? Vă e frig? Ce se întâmplă? Este frig. Dumneavoastră acasă ați făcut focul. Categoric, da. Da, și este frig. Și durerea mea mare, pe care am și susținut-o săptămâna trecută în conferința de presă, este următoarea. De ce suntem în 2016, că revin din nou și suntem în 2016 și rețeaua și gaz. De gaz este extinsă, nu știu dacă este extinsă 20% pe suprafața municipiului. Pentru că același prieten al dumneavoastră, pe numele lui Constantin Gherghe, a refuzat să de ce? Spargă orașul, că a zis că... Am înțeles, bun, și înainte de a se asfalta. Înainte de a se asfalta, a refuzat să spargă orașul ca să dea la toată lumea gaz. Deci n-a vrut, domnule, ce să vă spun mai mult. Dar dumneavoastră, realizați, în momentul ăsta sunt probleme mari cu încălzirea. Se va da drumul la acel cazan pe Păcurină, nu se va da drumul. Sunt ingineri de la Termo, care am stat și eu de vorbă, care spun că acel cazan nu poate să meargă decât pe Păcurină, chiar și așa nu ajunge în parametri. Tot îi mai trebuie niște cărbune. Și dacă ar merge pe Păcurină, deși este foarte scump, apa pe circuitul primar, nu sunt inginer de meserie și fac eforturi să nu greșesc, apa pe circuitul primar nu ar ajunge la temperatura care trebuie în punctul termic. Deci ar ajunge și scumpă și nici la temperatura normală în punctele termice. Deci nici în apartamente, nici la beneficiarul final nu ar ajunge accentul termic la capacitatea termică necesară. Având aceste lucruri, sunt niște semne de întrebare, nu sunt niște certitudini, sunt niște opinii pe care eu le-am auzit în stânga și în dreapta. Sper să fie căldură în oraș și așa mai departe, că vorbeam mai devreme de campanie electorală. Păi dacă nu va fi căldură în oraș și în Drobeta, Turnu Severin, cine va mai face campanie electorală? Păi dumneavoastră cu Alde.
Ce om politic va avea tupeu să se ducă să bată la ușă? Că nu vei mai putea să te întâlnești cu oamenii pe stradă, să te duci să-i bați la ușă omului, când omul respectiv va avea 4, 6 grade, 10 grade în casă. Pătura pusă pe umeri și cu două fesuri pe cap. Așa, ce ți se întâmplă? Între noi, ca să ne și amuzăm un pic, te duci la ușă cu un fluturaș în mână și mă duc frumos la ușă și îi spun bună ziua. Știți, sunt Ionuț Sibinescu și candidez. Ce mi se întâmplă? Vă rog, spuneți dumneavoastră. Vreau să ne și amuzăm în după amiaza asta, că așa este mohorâtă. Nu știu ce mi se întâmplă, dar îmi imaginez alte personaje care s-ar duce și ar face chestia asta. Bun, nu știu dumneavoastră ce mi se întâmplă. Mai departe, da. Gândiți-vă dacă acest gaz ar fi extins pe o suprafață mult mai mare a municipiului Drobeta, Turnu Severin. Gândiți-vă că impactul ar fi mai mic. Adică să-ți pui asta și despre lucrul acesta și vorbeam într-o postare pe care am pus-o pe Facebook. Să-ți pui, m-am interesat cât ar costa să-ți pui o centrală, nu una sofisticată, o centrală normală pe gaz într-un apartament și să branșarea la conducta dar de gaz. Dar v-ați interesat la apartamente, dar la case? La case este scump. Dar la apartamente, pentru că marea majoritate a populației din Severin trăiește în apartament. Iar noi cei care am ales să trăim la case este strict alegerea noastră. Deci, la aveți și nu aveți dreptate. La apartamente costă 3-4 mii de lei. Montatul centralei cu tot cu acel racord. Cu costurile de achiziție, cu tot. Este 2000 de lei o centrală. Mergeți în magazin. Da. Este 2000 de lei o centrală. Hipermarketul astea specializate. Eu cred, da. Eu cred că nu suntem toți chiar asistați social în Drobeta, Turnu Severin. Și decât oamenii, acum ce vor face? Vor băga în priză. Radiatoare. Convectoare. E o soluție scumpă și nesigură. Un radiator în 10 ore, într-o noapte, nici nu va face căldură în casă. Un radiator într-un dormitor va consuma 20 de lei pe noapte. Ori 30 de nopți. Vă rog frumos să faceți socoteala, că sunt 600 de lei. Pentru un singur dormitor. Pentru un singur dormitor. Dacă aleg luxul de a dormi separat, așa cum este normal în 2016, și pun ghilimele de rigoare la lux, vorbim de 1200 de lei, minimorum pe care o să-l plătească la energie electrică. Dacă ar fi fost gaz, eu cred... Că există pericolul ca rețeaua să nu facă față la bun supraconsumul. Dacă ar fi fost gaz, eu asta spun, că impactul ar fi fost mai mic. Impactul ar fi fost mai mic. Iar facturile la un apartament, că m-am interesat și cât ar veni factura la un apartament cu 2-3 camere, în plină lună de iarnă în care am avea temperaturi și de minus 15 grade, ținând cont că blocurile din o mare parte din blocurile din Drobeta, Turnul Severin nu sunt izolate deloc. Nu ar depăși 3 milioane. Deci factura ar fi între 2-3 milioane. Și în aceste 2-300 de lei ar fi apă caldă, căldură și aragazul. Pentru că noi mai avem o cheltuială o dată la două luni sau o dată pe lună, depinde cât se gătește în fiecare casă. Noi achiziționăm și o butelie pe care plătim 70-80 de lei. Atâta costă. Ne ducem cu butelia, o schimbăm, o luăm 70-80 de lei. Gândiți-vă, gazul ar însemna 2-300 de lei, căldură, apă caldă și acea butelie. Credeți-mă, foarte multe familii din Drobeta, Turnu Severin ar fi ales varianta gazului. Pentru că la un apartament cu 2-3 camere, în decembrie vine căldura și 3 milioane jumate, 4. Da, și dacă spuneți că agentul primul n-o să fie la standarde... Nu am făcut altceva decât să-mi sun câțiva prieteni care sunt la Timișoara, mutați, pentru că foarte mulți dintre... Severineni s-au dus dintre acolo. Prietenii, dintre colegii de generație sunt plecați din oraș. Și să-i întreb,
cam câte camere ai? Că li se părea și ciudat. Dar de ce mă întrebă câte camere? Stai mă, vreau să încerc să fac și eu o socoteală. Câte camere? 2, 3? Și cât plătești gaz? Și v-am spus, spuneau 2 milioane și ceva, 3 milioane. Nu știu, n-am fost atent. Adică oamenii nu au un stres. Spuneau, nu știu, nu am fost atent. 2, 3 milioane. Ăsta era răspunsul. Adică e ca și factura la energie electrică. Deci nu era o problemă. Da. Corect, să fac o singură corectură, vedeți, dumneavoastră vă raportați de la vârsta dumneavoastră în jos. Nu faceți trimiteri și înainte când spuneți că cei care am ales să stăm la case. Vreau să vă spun că în anii 60, 50-60... Am auzit că s-au demolat casele. Nu, asta mai târziu. Ah. Asta 75-80, după cutremur din 77. Nu, dar atunci oamenii își făceau case. Uitați-vă că marea majoritate a cartierelor de case din Severin, nu astea făcute după Revoluție, sunt case muncitoare și case tip. Făcute după același proiect, după aceeași... Pentru că, de exemplu, eu mi-aduc aminte pe 67-68, într-un Severin erau câteva blocuri. Erau astea din față de la Hotel Continental. Eu am crescut la casă. Copil fiind, am crescut la casă. Erau astea din centru, de astea mici, de aici... Alea care sunt în continuare a celor de la... Astea prin 70 s-au făcut. De în fața Hotelului Continental, care au fost atribuite ofițerilor, subofițerilor de la poliție și de la armată. Deci să nu exagerăm că n-aveai opțiune atunci, îți făceai. Deci primăria îți dădea un model de ăsta, un tip, așa, și îți construiai... În anii 60-70. Până în 70, până da. În 70. Până în 70. Înțeles. Așa, și... Că eu, fiind cu... Eu locuiesc la aceeași adresă din 65. Am înțeles. Deci, ca să vă imaginați. Am înțeles. Ba chiar acolo unde, de la mine încolo, acum mai sunt 2 km de oraș și un cartier și jumătate, era ultima stradă a orașului. Am înțeles. Adică din gardul meu, partea de nord a proprietății mele, începea cea pe Breznița de ocol. Începea porumbul. Da, asta este. Da, eu am crescut pe Splai Mihai Viteazu, fostă Bacovia, mai la nord, da? Mai la nord de, decât de ce cât, spun eu, dumneavoastră. Și în capătul străzii, unde este acum complexul comercial, mi-aduc aminte... Asta până în clasa a doua, dar eram în clasa a doua când m-a prins Revoluția. Când a fost Revoluția, că pe mine nu m-a prins sub nicio formă, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Dar vă plăcea, era agitație. Da, era, acolo se cultiva porumb. Și acum e cartier rezidențial, că s-au împărțit un mare complex comercial. Și... Da, 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 da. Și un mare complex comercial. Dar acolo, în cartierul al nou care se construiește, acolo deci, înțeles că este gaz. N-a fost neapărat o opțiune. Întorcându-ne la... A fost o necesitate, oamenii trebuiau să locuiască undeva. Întorcându-ne la oful meu, suntem în 2016. De ce în centru, în centru orașului, Drobeta, Turnul Severin, blocurile care sunt deasupra noastră, apartamentele care sunt deasupra noastră, sunt în centru, în punctul zero al orașului, nu au gaz. Și sunt sate în Transilvania și în Banat, sate. Care sunt branșate la gaz. Chiar în Transilvania și în Banat, chiar și în Gorj. Da, și în Gorj sunt sate branșate la rețeaua de gaz. Eu am rămas mut odată mergând spre mănăstirea Tismana când am văzut Godineștiu. O localitate de... Ce vorbești? Nici n-am cuvinte să spun. Care nu iasă în evidență decât prin faptul că are două tunuri cu țeavă lungă puse în fața primăriei, chiar într-o corbă. De dacă nu știi drumul sau vii mai tare sau ești de ăsta mai fițos și apeși pedala pe acolo, te înfigi în țeava tunului. Că așa, și acolo, de acolo am aflat că este fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, Mischie, și că primul lucru pe care l-a făcut prin 96 a băgat gaz acolo în localitatea lui Nată. În 96. Suntem la 20 de ani după aia și centrul municipiului reședință de județ al Medințului nu are gaz. Deși gazul a fost adus de câți? Are 15 ani de când a fost adus. Are mai bine de 15 ani.
Nu, prin 2004, așa s-a adus, 2004-2005. Mehedinți Gaz. Mehedinți Gaz, da. Uitați-vă dumneavoastră, din 2004 funcționează ca instituție. Da? Da, da, da. Era Stelica Sârbulescu încă președinte. Da. Era în ultimul său mandat, pe care îl salutăm cu această ocazie, că știm că ne privește, pe domn Stelica. Și asta este, aici nu este corect. Bun, dumneavoastră, în campania asta electorală, ok, știți, nu știți că veți candida, nici n-are importanță lucrul ăsta. V-am spus, indiferent. Dar că... strategia partidului, într-un fel sau altul, este creionată, chiar dacă nu este pusă la punct. Dumneavoastră, pe ce veți face campania electorală? Că PSD-ul ce vă vom, acum mai nou, vom tăia 100, nu știu cât, taxe. Bă, fraților, deci le anulați pe ăștia, le scoate, dar cine le-a băgat? Că am înțeles că ei vor să scoate și taxa pe cazier fiscal, pe asta nu se mai plătește de ani buni. E gratuit cazierul fiscal. Da, da. Și Dragnea o tot dă că vor scoate taxa de pe cazier fiscal. Băi, prietene, ușurel, știm am că înțeles. Ești condamnat definitiv și că urmează mă altele. Bucur că dar nu ne spune prostii. O secundă, mă bucur că toată lumea scoate taxe din acestea mici. Deci, sau și, care deja sunt scoase. Și care sunt, le poți enumera cu sutele. Dar nimeni nu vorbește real de un plan de diminuare a poverii fiscale. Poverii fiscale. Și a birocrației, domn. Și aici vorbim. Că ne-a terminat. Și aici vorbim. Dar eu v-am explicat cu, și o să revin cu birocrația, că birocrația este și mai grea aici, unde suntem, sunt puține agenții economici și mai mulți birocrați. Dar nimeni nu spune ce se va întâmpla cu TVA-ul, impozitul pe profit, impozitul pe dividend. Pentru că bunăstarea oamenilor de rând se reflectă foarte clar. Bine, asta în județele în care mai mulți oameni lucrează la privat. La noi, eu știu cum se va reflecta, că la noi cei mai mulți angajați sunt, cred că, la Spitalul Județean, la Învățământ și la Direcția Generală de Asistență Socială. Cred că ăștia sunt campionii în județul Mehedinți. Dar, serios acum, bunăstarea omului se reflectă și atunci când această bunăstare o simte și angajatorul, agentul economic, ăla care este mare, mic, mediu, mijlociu, cum o fi el. Și aici poverile pe care le are agentul economic. În primul și în primul rând sunt dările pe care le are el generale. TVA, impozit pe profit, impozit pe dividend. După care sunt taxarea muncii în România, care este de-a dreptul uluitoare. Deci dacă te-ai gândit să angajezi un om, ți-ai găsit beleaua. Pentru un om, impozitul pe care îl plătește omul respectiv, plus dacă adunăm și impozitul pe care îl plătește angajator, înseamnă 70%, aproximativ 70%, nu vreau să încurc lumea cu date exacte, înseamnă aproximativ 70% din salariul pe care îl ia un om în mână. Adică domnul Ionescu, care se duce acasă cu 2000 de lei. Observați că sunt generos astăzi. Da, se duce acasă cu 2000 de lei, cheltuielile totale pentru cei 2000 de lei. Pentru cei 2000 sunt 3400. Pentru 1000 de lei sunt aproximativ 1700. 1600 și ceva. Dacă vreți le disecăm exact. Adică nu poți să deci taxezi statul munca. Încasează aproape atâta cât duce omul acasă la copii, la nu familie. Nu poți să taxezi munca atât de greu și să ai pretenție la dezvoltare economică. Și acum, uitați, o să vă dau un exemplu împotriva politicii sociale. Nu poți să taxezi munca atât de greu și să dai pomeni electorale, să nu dai neapărat asistență că socială. Și pomenile electorale se dau din ce în ce mai rar. Uitați că legea sunt... 416 e o pomană electorală. Și să dai ajutoare sociale atât de mari.
Nu trebuie scoase ajutoarele sociale, exclus. Acolo nu, unde nu este neapărat necesar. Modul în care ele sunt atribuite, trebuie făcut selecția persoanelor care necesită ajutor social, trebuie făcută mai riguros. Exclus departe de mine gândul, trăim în Uniunea Europeană. O Uniune Europeană care luptă împotriva sărăciei. O Uniune Europeană în care politicile sociale ocupă o mare parte a bugetului tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene. Dar modul în care sunt atribuite aceste ajutoare sociale trebuie să fie unul mai riguros. Iar la noi, în județul Mehedinți, întorcându-ne la noi în județ, eu nu cred că ajutoarele sociale sau economia sunt cele mai grave, sunt probleme grave, dar este una și mai gravă decât asta. Este depopularea județului. Datorită greutăților economice, tinerii, marea lor majoritate, au plecat. Și asta cred că este cea mai mare problemă a județului Mehedinți. Mai gravă și avem decât... Avem vreo posibilitate să-i aducem decât, înapoi sau să-i ținem mai gravă și să rămână pe cei șomajul care se apropie de 10%. Deci mai cum gravă? Se apropie? Nu este încă, este 9 și ceva. Nu este încă. Păi 10. La felul în care ținem noi statisticile, noi nu îi luăm în calcul niciodată pe cei care au depășit perioada de asistență socială. Mă înțeles. Eu vorbesc de șomeri în regiune. Oameni fără ocupație, care nu au niciun fel de ocupație, sunt peste 23% mai țineți din populația minte activă. Când, mai țineți minte când vorbeam de la începutul anului acesta și sfârșitul anului trecut și spuneam că vor fi, datorită închiderii RAN-ului, vor fi agenți economici care vor profita. Nu vin aici să ofere ei bunăstare și să creeze locuri de muncă. Vor profita de situația economică, pentru asta le este rolul, și se vor face, vor fi investitori care vor își vor deschide porțile în Mehedinți. Lucrul acesta, dacă vă aduceți aminte, vi-l spuneam în noiembrie-decembrie anul trecut. O perioadă foarte lungă. Fabrica japoneză, care are ca și capital, capital japonez, de la marginea orașului, care este într-un parc industrial privat, nu mai vorbește nimeni de parcurile industriale. Ba, s-a vorbit, deci s-a vorbit. Se vorbește în continuare. Așa, care este într-un parc industrial privat, își dublează numărul angajaților. A doua hală, din câte am auzit eu, este gata. Da, bine, eu vorbesc și mi-ar plăcea să vorbim despre locuri de muncă bine plătită, este... nu cu salariul minim pe economie. Păi nu, stați puțin. În momentul în care va apărea al doilea investitor și din câte aud eu, va apărea foarte curând. Eu din câte aud, când va apărea al doilea, va pleca primul. Nu vor pleca. Va apare concurența pe resursa umană. Știu că așa s-a întâmplat și va apare locuri. Concurența pe resursa umană între ei și salariile vor începe să crească. Dar și noi trebuie să ne învățăm să muncim. Pentru că există o parte a populației în municipiu și în județ care preferă să trăiască din ajutoarele sociale. Și nu poate nimeni să spună că nu este adevărat acest lucru. Da, deci cum începusem să spun, PSD-ul e clar că își va face campanie electorală pe problema socială, pe reducerea de taxe, anularea lor, așa. Nu știu ce, PNL-ul pe proiecte cum și-a făcut și la locale, dumneavoastră la ALDE, pe ce vă veți face campanie electorală? Care, deci dacă pe proiecte, ce proiecte europene? Își nu face proiecte europene, proiecte de dezvoltare. Și au fost și 13 pași pe care i-au enunțat cu agricultura, cu turismul. Dacă ați urmărit cu industrializarea, cu parcurile industriale. Eu pot să vă spun, în momentul de față, eu pot să vă spun păreri de ale mele și v-am ale mele personale și v-am enumerat câteva. Asta vreau să vă întreb. Programul de guvern, strategul care conduce campania aici în județ. Aștept
o invitație și o să vorbim o emisiune întreagă pe programul de guvernare ALDE. Iar Alianța Liberalilor și Democraților se poate mândri că a avut, are în frunte unul dintre cei mai buni prim-ministri sau acel prim-ministru în perioada căruia românii au dus-o foarte bine. Ceea ce a fost ajutat și acum a fost ajutat la vremea respectivă de libertatea cu care băncile au acordat credite. Eu recunosc da, categoric dar inițiativa în, privată da, se dezvolta da, și a face în perioada respectivă, gândiți-vă că a fost un boom economic. A fost ajutat în acea perioadă și de situația economică de jur împrejurul României. Recunosc, de situația economică din Uniunea Europeană. Dar a știut să maximizeze acea situație. Eu nu spun că nu a avut niște avantaje față de alți premieri, dar a știut să maximizeze avantajul în așa fel încât în acea perioadă, întrebați pe oricine. A prins vârful valului bunăstării din Uniunea întrebați, Europeană atunci. Întrebați. Nu, este corect, da. Nu trebuie să întreb pe nimeni, da. Că eu am trăit timpurile alea și le știu la fel de bine ca oricine altcineva din țara asta. Iar despre programul de guvernare, l-ați publicat? Asta puțin, vreau să vă întreb. Nu, nu este încă publicat, cel puțin partea economică, sunt dispus să discutăm o emisiune întreagă despre ea. Sau două, sau trei. Poate le luăm pe capitole. Poate mai veniți și cu alți colegi. Cu ce anume? De exemplu, ar fi foarte interesant să veniți cu doctorul Gheorghe să vorbească el despre sistemul de sănătate, să vorbească... Corect. Nu? Corect. Să mai veniți cu o colegă care să vorbească despre sistemul de educație. Adică lucruri la care nici dumneavoastră, așa. Sigur că așa putem este. Emite opinii, păreri. Dar nu sunt unele pertinente sau nu sunt ele unele... sunt pertinente, dar nu sunt profunde, profesie. Pentru că nu vin din interior. Nu Corect. Cunosc problemele în amănunt. Acestea fiind zise, domnule Sibinescu, vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației noastre. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În ceea ce mă privește, vă doresc succes. Și m-aș bucura să fiți unul dintre candidați. Nu de alta, dar să știți că și campaniile au culoarea lor. Și prefer să asist la o campanie portată de oameni inteligenți. Inteligenți mulți, dar unii dintre ei sunt prea rutinați pe la PSD pe acolo. Dacă ei ce se aude cu completarea listei, voi auzi iarăși același discursuri pe care le-am auzit la încă 4 rânduri de alegeri și nu sunt tocmai motivat să mă mobilizez ca să particip așa fie și din postura de ascultător. Acestea fiind zise, deci vă urez succes, sper să nu tremurați așa de tare până acasă să vă rezolvați problema cu centrala termică. O voi rezolva. Sunt convins și de lucrul ăsta. O voi rezolva. Și sper ca și aici la turnul Severin să se mai îmblânzească vremea. Nu, se răcește din ce în ce mai mult. Eu vreau să le dau o rază de speranță sau cel puțin așa spune locuitorilor severinenilor, pentru că cele mai optimiste previziuni spun executivul primăriei că vom avea la 1 noiembrie. Că executivul primăriei, atât partea penelistă a executivului, cât și partea PSD-istă, au spus foarte clar că vom avea căldură. Primarul a spus că s-a bizuit pe sprijinul, primarul PSD a spus că s-a bizuit și pe sprijinul președintelui PNL. Deci și-au dat mâna cele două. Ceea ce e foarte frumos. Și-au dat mâna și-au spus că o să avem căldură. Dar dumneavoastră credeți că vom avea? Cinstit așa, ca cetățean plătitor de taxe și impozite, de biruri. Ce credeți dumneavoastră? Vom avea pe 1 noiembrie căldură? Nu mă exprim, deci credeți-mă, eu nu vreau să mă gândesc ce ar însemna să nu avem. Eu și vă de spun asta... că nu vom avea, uitați-vă nu bine. Nu cred așa ceva. Deci 1 noiembrie, eu am să vă spun în seara de 1. Aici ne încălzim cu agent termic, nu? Nu.
Nu? Nu, este în momentul de față nu. A, așa, normal, da, ar trebui. Așa și... Dar în momentul de față mergem pe instalația de climatizare. Pe instalația de climatizare, sigur, care va merge până la... Până la maxim minus 5 grade. Și la minus 5 grade de-abia merge. Am zis maximum minus, da? 5 grade. Bun, și atunci, exact ce vă spune, cine mai face campanie electorală, deci... A, noi venim aici, dacă e pentru dumneavoastră, pentru alți prieteni, pentru domnul Aladin Gigi Georgescu, venim cu șubele, cu țurțuri crescuți din urechi spre barba. Avem, este emisiune la o televiziune națională acum cu supraviețuirea, dar, mă rog, oamenii încearcă să supraviețuiască pe niște insule exotice, nu? Să încercă să supraviețuiască. Și cu un fel de fete pe acolo, dar eu v-am spus, eu, dumneavoastră, domnul Aladin Gigi Georgescu, cine o mai fi pe aceea? Cine... Facem, dăm rău. Președintele Consiliului Județean, tot supărat sunteți. Nu, domnule, nu sunt supărat. Dar vă e drag de irostiți numele. Am putea discuta... Nici măcar nu candidează omul. Săptămâni întregi. Eu nu înțeleg ce caută omul ăsta acolo. Deci este total nepregătit, total neproductiv. Acum chiar vă contrazic, nu aveți drept. L-au ales. Opinia dumneavoastră este că nu am dreptate. Nu. L-au ales? Da. Bun, stați puțin. Câți consilieri a scos... Eu am pierdut. Eu nu am fost, nu am reușit. Da, domnule, pentru că șmecherul de Dragnea cu jigodia națională Ponta Victor în curând Pușcăriași au modificat legea și n-a mai fost unii nominal votul la președintele Consiliului Județean. Că-ți lua Aladin Gigi Georgescu maxim 15 voturi. Deci pe omul ăsta nu-l cunoaște nimeni din județ. Nimeni. Câți consilieri. Haideți, domnule, spuneți mereu aceeași placă. Nu vă dați seama că e o prostie. Placă, dar rezultatul, păi ce? Eu am fost, păi consilierii l-au scos pe el, nu el pe consilieri. Eu am fost partea adversă la acele alegeri. Eu nu înțeleg de ce mergeți mereu pe chestia asta. Nu, dar... Deci nu Aladin Georgescu a scos vreun consilier. Nu, pe el l-au votat PSD-ului. Consilierii. Primarii PSD-ului. Iar el ca și funcție este rezultatul votului consilierilor județeni. Consilierii județeni au adus ce au adus. Nu ei au fost. Domnule, primarii. Domnule, funcția de președinte al Consiliului Județean. Da. Cine a votat-o? Oamenii. Consilierii. Păi și atunci? Bun. Crezi că sunteți în afară emisiunii. Și oamenii ce au votat? PSD-ul, așa, or să voteze, o singură dată n-au votat PSD-ul aici la Mehedinți. Deci Oltenia Roșie. Că a fugit de la un partid la altul, că s-a orientat, că ăsta a fost trendul, că el, dacă vă aduceți bine aminte, a fost colegul dumneavoastră de partid în PD. Da, știu. Așa. Și asta e altă discuție și dacă vreți o aprofundăm în ceea ce îl privește. Dar ăsta e filmul, lucrurile s-au derulat, fiecare cu socoteala lui. Eu vă spun, ca eficiență, ca prestanță, ca ce vreți dumneavoastră, nu are ce căuta acolo. Este o alegere greșită a celor din PSD. Domnul Cilibia, vin alegerile parlamentare. Nu mai candidează. Nu mai candidează și, uite, știți când am adus acest ziar aici în decembrie 2013, vă și spun, i-am prezis lui Dernier, Nouvelle d'Alsace, cu doi de L, dar... De sigur, dar DNA, da, și eu atunci am zis că fac o glumă, veneam de acolo și i-am spus, uite, v-am adus DNA-ul și primul pe care o să-l ia o să fie Duicu. Asta a fost în decembrie 2013, s-a întâmplat pe 2 aprilie 2014, când nimeni nu credea, Duicu fiind atunci cel mai puternic om din județul ăsta și care călărea județul. Ei, vă spun acum, vă fac o previziune, domnule Aladin Gigi Georgescu, vă uitați? Este singurul dumneavoastră viitor, singurul dumneavoastră destin. Și nu va dura atât de mult cât a durat la Duicu. Aveți mare grijă. Deci am făcut și această avertizare absolut cavalerească. Cred că nimeni n-a ținut atât de mult la el încât să-l avertizeze, cum o fac eu acum. Acestea fiind zise, vă doresc o seară minunată și dumneavoastră și celor care au avut răbdarea să ne urmărească. Vă mulțumesc pentru invitație și aștept următoarea invitație când o să vorbim despre programul de guvernare ALDE. ALDE, da. O să vorbim, poate o să facem niște comparații, așa? Nu neapărat între programul dumneavoastră și al altei formațiuni politice, ci între ceea ce spune programul de guvernare acum și ce spunea programul de guvernare pe care l-a dus la capăt Călim Popescu-Tăriceanu în funcția sa de prim-ministru.
Acestea fiind zise, deci la revedere dumneavoastră, oameni buni, căldură, liniște, pace, belșug, tot ce vă doriți până data viitoare când ne reîntâlnim aici. La revedere! Doamnelor și domnilor, fiți gata pentru buletin de mehedinți. Începe la Galaxy TV.